Record în Mehedinți. Un șofer petrecăreț a reușit performanța de a fi prins băut la volan de două ori în aceea zi. Prima oară, polițiștii au suspendat permisul, iar după câteva ore a fost depistat din nou pe aceea stradă. Pentru fapta sa, șoferul a petrecut noaptea în arestul IPJ Mehedinți. Polițiștii din cadrul poliției Oraș Vânjo Mare au depistat în trafic un bărbat de 41 de ani din municipiul Botoșani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Republicii în orașul Vânjo Mare, după ce a consumat băuturi alcoolice. Bărbatul a fost testat cu aparatul alcool test, care a indicat o valoare de 1,51 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Ulterior, bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, însă acesta a refuzat recoltarea. În aceeași zi, la ora 15:40, bărbatul de 41 de ani a fost depistat din nou de către polițiști, în timp ce conducea autoturismul pe strada Republicii, având exercitarea dreptului de a conduce suspendată, iar în urma testării cu etilotestul a rezultat o alcoolemie de 1,06 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru a-i se recolta mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Față de bărbat s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Vânjo Mare cu propunere de luare a unei alte măsuri preventive. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Pentru fapta sa, șoferul petrecăreț a petrecut noaptea în arestul IPJ Mehedinți.